Salutare, dragilor! Am revenit la o partidă de pescuit la spinning din barcă. Am ajuns pe balta Palatului Căciulați, unde sper că azi voi prinde ceva somn, șalău, poate și știu că vom vedea. M-am echipat cu lansete de la Fox Rage și Lius, mulinete de la Lius și năluci de la Striking, Fox Rage și Salmo. În funcție de zona pe care am să pescuiesc, voi încerca cu năluci moi la șalău sau cu năluci hard la somn. Bineînțeles că nici știu că nu am să o trec cu vederea. Ia uite, am agățat ceva, e un cocioc. Pa. Din păcate, cred că această nălucă o voi pierde. Dar până una alta, așa cum vă spuneam, nici știu că nu am să o neglijez și am pregătit pentru ea câteva voblere hard de la Salmo, cu care sper că voi face treaba azi. Așadar, voi pescui cu năluci de la siliconice de la Fox Rage și de la Striking, cu năluci hard de la Fox Rage și Salmo și să sperăm că vom avea o partidă reușită. Haideți să pescuim! A ieșit, mă? Bă, am pește! Tocmai ce încercam să scot din agățătură năluca și când a ieșit, imediat mi-a dat și un pește. Cred că este un șalău, ia să vedem. Super, da, e un șalău. Ei, iată și primul pește al zilei. Un șalău. Ia să-l vedem. Ia uite, tot la un rac de la Striking a venit, mi-a și scos năluca de pe jig, n-are nimic. Și ia să-l vedem. Opa! Nu este un pește mare, cu siguranță sunt pești mai mari aici, după cum ați văzut din filmul anterior pe această baltă. Dar e un început bun și sper ca să ne distrăm. Haideți să le eliberăm. Hai, să-i dăm drumul și să sperăm că vin și părinții lui. Hai, du-te! Super, super! Ce să vă spun? M-a deranjat ăsta micu. Eram și eu într-o operațiune de reglare a mulinetei, am agățat un cocioc și pa, când am dezgățat năluca, hop, și ăsta micu s-a înfipt. Și ce să văd? Pe reglaj, da, pe reglaj dă cel mai bine. Deci, continuăm. Să continuăm să reglăm. Reglăm, da. Primul loc pe care m-am oprit să pescuiesc azi este exact în, să zicem, la granița între zona destinată pescuitului la crap aici pe balta Palatului Căciulați și zona din spatele meu destinată pescuitului la răpitor din barcă. Ei bine, aici pe Palatul Căciulați puteți pescui la răpitor oricând în timpul anului, dar bineînțeles printr-o programare prealabilă,
Spre deosebire de alte bălți, balta Palatului Căciulați are o zonă destinată special pescuitului la răpitor. Singura problemă este că se pescuiește doar din barcă, din acest motiv este obligatoriu să purtați vesta de salvare. Bineînțeles, administrația nu vă obligă la acest lucru, dar este o recomandare din partea noastră și ar fi bine să o aplicați. Ei bine, avem șalău, avem somn, avem știucă, avem și biban. Avem toate, aproape toate speciile de răpitori pe care le puteți găsi pe bălți, pe bălțile de la șes. Sunt zone cu fund tare, cu substrat tare, sunt zone cu foarte multă vegetație submersă, zone cu, așa cum avem și aici lângă noi, zone cu copaci în apă, foarte, foarte mult cocioc sub apă. Așadar, o baltă unde răpitorul cu siguranță se simte foarte bine și unde puteți avea partide foarte frumoase. Eu am început partida exact la granița dintre zona de pescuit la crab și zona de pescuit la răpitor, unde am găsit câteva crăcini spre mal, în partea dreapta mea, și în partea stângă am găsit o zonă cu cocioc, foarte mult cocioc, unde am avut și două atacuri imediat. Un pește, din păcate, l-am scăpat, un al doilea pește, ceva mai mic, l-am punctat. Am să mai mă mut și în alte locuri, încerc să descoper cât mai multe locuri și să vedem ce voi putea să prind. Super! Un alt șalău frumos! Hai! Asta e! Ia uitați-l! Tot pe un rac de la Strike King. Ia să-l vedem. Racul de la Striking. E, acesta e ceva mai frumușel decât primul. Și ce să mai? Să-i dăm drumul. Că cu siguranță vor mai veni și alții. Hai să le liberăm acum. Ias, hai. Du-te, dragule. Ce a plecat, superb. Da, mai m-am repoziționat puțin, m-am mutat vreo 10 metri, nu foarte mult. Se pare că în perioada asta cociocul este zona de pândă, să zicem așa, sau unde, cel puțin unde am găsit eu acum șalăul. Am mai avut ceva atacuri, probabil că de somn, am avut ceva mai devreme, pur și simplu n-am putut să țin, am ținut puțin. Am ținut de pește, dar echipamentul era cel de șalău și nu am putut să fac față, în cele din urmă s-a dezgățat, așa că am trecut pe un alt echipament, pe lanseta Fox Rage Swimming Bait Special 40-120 de grame cu o mulinetă pe măsură Super Duty 300. Echipamentul pe care l-am adus azi special pentru pescuitul la somn. Am început să pescuiesc cu acest echipament în speranța că îmi va da un alt somn și, ei bine, ce să vezi, mi-a dat un shallow. E bine și așa. Continuăm. O am să încerc mai târziu să mă mut și în alte zone unde sper eu să găsesc șalăul, dar până atunci hai să mai prindem un șalău. L-am luat, șalău. Super. Super, încă un șalău frumos. E. Yeah. Intră sub barcă.
cu mascul frumos, super. Un mascul frumos. Ia să-l vedem. Ia uitați. Swimmen Caffeine Shad de la fratele meu Kevin Van Dam. Asta mi-a adus acest frumos șalău. Hai să-l vedem. Oho, ușor, ușor, băiete. Ușor. Ia uitați-l. Superb. Un mascul frumos. Încă negru, în straie de nuntă. Superb. Am să-l pup și am să-i dau drumul. Hai. Hai, băiat, tu. Hai, du-te. Super. S-a dus. Super. O partidă frumoasă, extraordinar. Am fost în spate, unde am prins data trecută șalăii aceia frumoși. Ce să vezi, era un spectacol, era de fapt o nuntă, o nuntă de somn. Cozi plezneau stânga-dreapta prin zonele de mal, am încercat să dau după ei, din păcate n-au fost interesați de nălucile mele. Probabil că nu e perioada să-i deranjez acum când sunt în nuntă. Așa că am revenit pe locul unde am început partida dimineață și iată că după câteva lanseuri a venit acest șalău drăguț și sper eu să mai prind ceva. Hai să pescuim! Am luat șalău! Super! Ce ciocan frumos! Oh, un șalău frumos! Frumos, tot un mascul frumos. Hai, băiete. Este un alt șalău frumos pe aceeași gumă de la Striking. Ia uitați-l. Superb. Superb. Guma regulamentar, frumos, în cerul gurii, aproape toată înghițită. Hai să o scoatem. Alb perlat. O culoare care face minuni pe orice baltă, după părerea mea. Ia, să-l vedem. Superb. Gata, să-l eliberăm. Hai, băiete. Super, superb. Superb. Hai să pescuim. Caffeine Shad. Am găsit soluția. Peștilor le place cafeaua. Iată-ne ajuns și la finalul partidei de pescuit. A fost o partidă foarte interesantă, dar în același timp dificilă. Am venit cu gândul să prind somn și șalău, dar din păcate somn nu am reușit să prind, am avut unul singur. Dar acesta mi-a venit când pescuiam la șalău, pe o nălucă destul de mică, de 8 cm, un rac de la Striking. N-am reușit să țin de el. Pur și simplu, inițial am crezut că este vorba de o agățătură, dar agățătura a început să plece așa, ușor, ușor, până jigul i-a sărit din gură, s-a dezgățat. Asta a fost. Am reușit să prind câțiva șalăi frumoși, pe câteva locuri noi, pe care nu am mai pescuit data trecută. Am găsit câteva zone în care apa cădea undeva dintr-un metru jumate în 2 metri jumate, iar la marginea acestora
erau ștepi și în acele zone am reușit să prind și șalăi. Am încercat să pescuiesc și zona din spatele bălții Palatului Căciulați, unde am prins data trecută câțiva șalăi frumoși. Din păcate, nu am reușit să prind nimic acolo. Era ceva activitate de somn. Plezneau apa cu coada la suprafață în unele locuri, dar n-am reușit să prind nimic, așa că m-am reîntors pe primul loc unde am pescuit dimineață și am reușit să mai am ceva activitate. Ei bine, pot să zic că balta Palatului Căciulați mie îmi place foarte mult. Este o baltă cu foarte multe structuri, cu zone cu fund mai tare, zone cu apă mică, platouri, multe zone cu ștepi. Practic, pe unde m-am oprit, am găsit câte o agățătură, crăci, copaci, după cum se vede și lângă mine aici, sunt foarte mulți copaci care stau deasupra apei și în apropierea lor sunt și foarte multe crăci, foarte multe agățături. Este o baltă care ține șalău, somn, știucă, o baltă, după părerea mea, extraordinar de frumoasă și cu un potențial foarte mare. Zic eu, poate una dintre cele mai bune bălți de pescuit la răpitor din jurul Bucureștiului. Ei bine, Palatul Căciulați, balta Palatului Căciulați nu m-a dezamăgit nici azi. Am reușit să am în cele din urmă o partidă frumoasă, eu m-am distrat. Dacă și voi veți veni aici cu... Ia uitați că am pește, am un pește în direct. Nu știu ce e, ceva mic, dar e un pește. Să vedem ce-o fi. E un mic strapazan, un mic strapazan de încheiere. Să îl eliberăm. Superb! Exact ce v-am spus, o baltă cu potențial. Unde eu am să mai revin și vă recomand și vouă să veniți. Aveți numărul afișat undeva aici. Nu rămâne decât să sunați, să vă programați și să veniți să pescuiți și nu o să vă pară rău. Până data viitoare, eu vă urez fir întins și nu uitați, dacă nu sunteți abonați ai canalului Fox Reș TV România, apăsați butonul de subscribe, apăsați și pe clopoțel ca să fiți notificați de fiecare dată când urcăm un material nou și dacă v-a plăcut acest episod, apăsați și butonul de like, lăsați și un comentariu și spuneți-mi voi cu ce năluci pescuiți la somn, la spinning. Poate n-am reușit eu să găsesc azi năluca perfectă, dar cu siguranță data viitoare am să o fac. Așa că până data viitoare, haideți la pește și fir întins!